Domnul Ministru, dacă Rusia se apropie agresiv de frontierele noastre, îi veți chema la încorporare pe tinerii din România? Nu este cazul, pentru că nici nu poți să încorporezi. Asta a fost acea încercare, așa, hibrid, de a construi un proiect de lege rapid. Deși noi aveam un pachet care este de un an de zile gata de dinainte, s-a fost terminat în ianuarie dacă nu mă înșel, 2021 un pachet privind legile eh, secur securității, securității naționale care însemna să aducem eh, la zi faptul că suntem în NATO și atunci și comanda militară trebuie partajată în diverse situații faptul că rezervele de stat trebuia să se pregătească într-un anumit fel, cum ne pregătim întreprinderile de exemplu, pentru apărare, cum se pregătește populația pentru mobilizare și aici s-au făcut unele improvizații și s-a ajuns la un proiect care a fost Spins dinainte de guvern. Deci n-a ajuns să fie nici în guvern, ne-am uitat cu toții la el și am zis, totuși, asta nu va funcționa. După ce a ajuns la presă și a fost scandalul respectiv. Spun foarte clar, vom avea, până la urmă, un pachet de legi care va fi discutat în Parlament, îl vom discuta la televiziune, îl vom pune în transparență cu câteva legi, inclusiv cyber security, o lege foarte importantă, dar nu poți să mobilizezi tinerii care nu au făcut stagiu militar. Deci, fără pregătire militară, nu te poate mobiliza nimeni. Sigur că poți să fii mobilizat la locul de muncă, pot să fii mobilizat în uh, o zonă din asta civilă în perioada asta, pentru că sunt legi asta doar în cazul în care este război. Faptul că se apropie Rusia de graniță, ne pregătim, NATO se pregătește pentru asta, dar noi nu vom trece. Ați văzut că nici acum nu s-a trecut nici în stare de urgență, pentru că nu era cazul. Deci populația poate să stea liniștită în acest moment. Avem o armată profesionistă, avem un supliment și vom avea un supliment de pregătire pentru apărarea României, un supliment NATO, apoi sunt, e tot ansamblul NATO. Noi nu ne apărăm pe teritoriu cu armata noastră. Și și se spunea că vor dura zile întregi până vor veni ajutoarele din altă parte. Nu e, nu e așa. NATO este aici. De la uh, uh, crucișătoarele care sunt în Marea Mediterană, uh, portavionul francez Charles de Gaulle uh, este, este acolo și avioanele, lui avioanele care sunt tot, toate escadrile. Dar, domnule ministru, veți schimba, ca să spun așa, veți încerca să reformați forțele armate ale României după acest conflict. Ce înseamnă să reformați, Bogdan? Spune mai direct. Uh, o... asta cu încorporarea no, a circulat no, 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 no. foarte, foarte Să avem o armată profesionistă, perfect funcțională. Asta încercăm să facem. Procesul a început mai de mult din păcate n-am avut viteza necesară și asta, în primul rând, înseamnă pregătirea oamenilor. La pregătirea oamenilor stăm mai bine. Bogdan Chiriac, și pentru că a fost acest incident cu un militar care a fost dezarmat în post și care a creat foarte multă emoție. Și întrebarea este cum poate un civil violent cu un cuțit în mână, e adevărat, să dezarmeze un militar cu un Kalashnikov în mână. E adevărat, va trebui să-i pregătim mai bine. Dar asta trece prin două lucruri trecem prin a pregăti mai bine forța uh, umană, armate, va trebui să facem, să-i plătim mai bine și avem, lucrăm la niște, un proiect de lege pentru că nu se poate ca un soldat profesionist să pornească de la zero bază, echivalent civil zero bază, adică muncitor necalificat. Deci aici va trebui să ne uităm un pic la salarizare. Asta este primul lucru. În al doilea rând, uh, avem uh, oameni specializați la NATO, avem până la urmă dacă ar fi să am întrebat și am încercat să facem o statistică. Avem oameni care au fost în teatre de operații, de exemplu în Irak, Afganistan. În total am avut parcă 32.000 de oameni care au fost acolo. În instituții de comandă, de control, în mobilizați, oameni cu, cu expertiză. I avem și acum pe aceștia. Ei pot să dea mai departe experiența. Avem nevoie de și de într adevăr să facem și o reformă a unităților noastre de învățământ. Uh, avem o, o academie de, tehnică. Tocmai, 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 tocmai a scăzut un scandal, o unitate de învățământ a Ministerului Apărării și ați declanșat o anchetă. Ce s-a întâmplat am, acolo? Am declanșat o anchetă. Este o situație în care, din nefericire, a fost. Uh, s-a ajuns la. O să fie amenințată. cum sigur că e o situație neplăcută pentru noi, soția unui jurnalist, dar era o, uh, o situație în care noi nu vom tolera, chiar dacă nu are atât de mare amplitudine și vom face o anchetă serioasă. Am trimis și corpul de control și și o unitate de la mare stat major care vor face asta și ne uităm ce trebuie făcut în întreg sistemul.